Înainte să încep acest episod, vreau să-i fac o scurtă promovare lui ZZ Marian ZZ. Are un canal cu 10 abonați și cred eu că merită mult mai mult. Duceți-vă, dați like, subscribe și tot acâmul. Ca cu această promovare, ai acum să trecem la episod. Salut, eu sunt Alex și astăzi începem o nouă serie, iar jocul se numește Zombie High 2, parcă. Nu i-am reținut numele. În acest joc, după cum vedeți, noi mergem pe un drum post-apocaliptic, unde sunt o grămadă de obstacole, printre care niște zombie care se vor urca pe mașina noastră, după cum puteți observa, dar noi trebuie să ne izbim cu mașina în diferite lucruri și putem trage și cu arma. Uitați, uip. Trebuie să fim atenți că drumul e destul de greu. Da. Ne putem izbi și în pereți pentru a-i face să coboare. Ia uitați. Stați. Up. Dacă îi lăsăm prea mult timp, îi trag de mașină și așa ne răsturnăm. Și după aia vom fi mâncați de vii. Ne putem upgrada mașina să vedeți. Dacă vă place seria, nu uitați să apăsați pe butonul de like pentru că eu vreau să continui. Că ăsta e un joc în care eu fac o serie, chiar îmi place să joc jocul ăsta și mă simt bine când îl joc. Adică da. Mamă, ninji, ce șmecher! Împodobește, mamă, bradul și nu te întrisa. Nu știam că poate să ning în joc. Asta e din soare, de aia. Nu știu dacă știați despre războiul nuclear, dar se spune că dacă ar fi așa ceva din cauza gazelor emanate de acele bombe, pământul ar intra sub o iarnă nucleară. Așa au spus o grămadă de oameni de știință. Din cauza faptului că nu mai poate să treacă lumina prin gazele alea, cum ar veni. Deci da, o veni mie lângă mine. Mama, să facă legii. Acum, e mult mai greu că nu vă fraieri ăștia uniți și nu vă mașinile chiar așa bine. Ok. Nu prea e bine, băieți. Ăștia ne opresc din viteză. Fuck! Hai pe lângă perete ca să nu... Ok, hai că e... Cam rău! Nu, 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 nu! Mergi... Fuck, fuck! Dăm acolo un bănuț la copchiluț. Nu, 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 de ce iară? Am mers de 3 ori pe aici și am făcut fix aceeași mișcare. Mi-am pierdut și banii. Nu. E, avem 7000, deci nu contește. Try again, boy, upgrade. Nu, nu, nu. Mamă, ce-s cu astea, frate? Mi-am dat banii ca prostul. Am bani, mă enervează. Asta e ultima? Deci, băieți, dacă vreți să ne jucăm cu această mașinuță, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Chiar dacă nu vedeți like-urile. Nu, cred că astăzi dați comentariile activate, dar a să scot like-urile. Că știți de ce l-am scos? V-am zis că dacă intru cineva, cum a intrat Fabi atunci la mine pe canal, a să-și facă o părere foarte bună când ați văd acolo 8 like-uri și vreo 5 dislike-uri. A zis ceva gen, da, wow. Asta e prima mașină pe care o vezi? Băi, hai să vă povestesc o chestie. Deci știți că a fost 8 martie și trebuia să dăm ciocolate, că da, nesătulile le trebuie ciocolate. Și... eu lui mama i-am dat schema, adică îi zic că am numărat mărțișoarele și aveam undeva la 20 și fac eu la mama. Mama, 30 mi-a dat. Și mama a luat 30, pentru că da, da. Cât să fă, n-ai cât să fă. Bă, eu aveam nitro și am uitat să-l folosesc. Uh,
Cred că să-mi schimb programul de filmat, că vreau să filmez în 60 FPS-uri. Că, vedeți, jocul merge 60, dar pe YouTube nu se procesează în 60 FPS-uri. Hai, urcă-te, eu te lăs, hai. Ăsta ne dă mulți bani, mamă, stai. Ați văzut? Uip! Ăsta dă, da, dă ușor știa câte 5 dolari. Uaaa, din prima. Uip! Ce faci tu? Mamă, ce le fac. Hai, mergem încolo. Ați văzut ce șmecher era ultima mașină? Adică era chiar mașină de zombie. A, da. Care au văzut că eu plângeam în video-ul de ieri. N-am făcut face review. Deci n-aveai cum să-ți dai seama că plângeam. Pentru că nu plângeam. Că de ce să plâng din cauza la niște proști? Adică... De ce aș plânge? What the fuck? De ce să plâng că sunteți voi proști, de aia? Mamă, câte util pe țăbic! Holy fuck! Țăbic are Facebook? N-are Facebook, țăbic. O găsesc o poză cu țăbic, vă pun aici. Băi, trage destul de mult pușca asta să... Calitate, frate! Trage destul de mult. Mama intră în casă, deci cred că să fie gălăgie. Mă gândeam cum ar arăta un video de-a meu, needitat absolut deloc. Vă faceți o diferență între edit și needit. Am vrut să vă spun o chestie între Trex și Rafael. Am văzut un video al lui Trex, că îl urmăresc pe Trex în fiecare zi. Ce spunea, vorbea cineva din mai Summer Car și era ceva gen: a, nu fac, eu n-as filmez drumul spre magazin, 2 ore mers cu mașina, nu le filmez. Dar Rafael filmează și filmează 30 de minute, ui ceva. Editează partea aia, adică pune pe speed drumul sau chiar îl șterge. Are dita mai calculatorul și Trex are calculator poate mai bun ca Rafael, nu sigur, dar îi pe acolo, este la fel, poate mai bun. Dar eu cred că Trex cu 200.000 de abonați și dita mai calculatorul, cred că ar putea să fac o pomană să editeze cu... Frate, ori faci YouTube-uri? Ce pana mai faci? Și acum nu, că tot îmi place de Trex, da? Na, frate, lumea vrea mai Summer Car, dar tu zici că nu faci pentru că nu vrei. Mai țineți minte că v-am zis că o vine mie în cameră? N-ați ținut minte, nu? Acum doarm. Amintiri din copilărie. Cu Ioan Creang. Săptămâna asta nu mai pun video vreun scurtmetraj sau un joc în viața reală. Pentru că e frig afară și eu sărăcit, după cum vedeți. De aia le-am pus pe privat, ca să nu vadă dacă vine cineva mai mare. Adică, nu știu, Marius ăla de la The Wampers, vorbesc cu el despre YouTube, mă mai ajută cu Fabi, vorbesc super mult. Mai era unul care mi-a dat o cer de prietenii cu 5.000 de abonați. Holy fuck! 500 de dolari. 1.500, oh my god, cât am făcut. Bă, ești nebun? Mamă! Nu. Of, nu mai am de-aia pușcă. Ia, hack, merge pe lângă perete, tati! Bun, băieți, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați pe buton de like dacă mai vreți episoade din această serie. Să dați un share pe Facebook și să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Până data viitoare, numai bine. Pa, pa!